Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieten, pentru cine ne aude sau cine ne urmărește pe Facebook și YouTube, sunt la câțiva kilometri de Râmnicu Sărat spre Focșani. Sunt pe marginea drumului E85, care în 2021 a devenit drumul cu cele mai multe accidente din România. 402 accidente față de 386 câte erau pe DN1, asta înseamnă ziua și accidentul, dar și numărul de morți este mare. Între 2017 și 2020, de fapt, au fost peste 80 de accidente în fiecare an. Aici se încearcă tot felul de soluții, să mai pun parapete despărțitoare, separatoare de drum, se încearcă să se facă două benzi pe un sens și una pe sensul celălalt. Probabil că cei mai mulți șoferi din România au trecut pe aici și au văzut care e situația și cum arată lucrurile. De fapt, ceea ce se întâmplă e că e un drum cu o bandă și jumătate de peste 20 de ani de zile. Nu știi dacă să stai pe prima bandă, dacă să te duci pe a doua bandă, nu știi când și cum să faci o depășire, dar ce știi sigur este că aici, odată la câteva zile, moare un om. Marți este cel mai recent accident mortal aici. Lângă mine este un om care acum două săptămâni a alergat 150 de kilometri de la Bacău la Râmnicu Sărat, doar ca să ne mai atragă atenția că aici se moare. Și noi astăzi încercăm să mai spunem o dată, măi, oameni buni, trebuie să reparăm asta până când o veni autostrada și chiar și după aia. Cosmin Răileanu se numește invitatul meu, alergarea lui, cursa lui a fost prezentată și la Europa FM înainte de a începe. Salutare, Cosmin, suntem la tine acasă, de fapt la tine la muncă. Cine trece pe E85 în zona Râmnicu Sărat ne vede că am scos steagurile. Mulțumesc că ne-ai primit. Mulțumesc că ați venit și că vă alăturați acestui demers, pentru că împreună putem schimba ceva. Da, așa cred. Cum ai ajuns la ideea asta a alergării? De la, bănuiesc că de la faptul că tu vii zilnic aici, ai de făcut câțiva kilometri zilnic în afara orașului. Da, circulăm, atât eu cât și colegii mei, circulăm foarte mult pe 85 și atunci când ieșim din oraș, la fel, se întâmplă același lucru, să circul pe 85. Deci, pur și simplu, toate ieșirile noastre sunt legate de acest drum și evident că auzim accidentele care sunt, pentru că sunt accidente și spre Focșani și spre Buzău și nu numai, dar salvările pleacă de obicei din Râmnicu Sărat dacă sunt în zona noastră. Spune, aici, am vorbit cu colegele tale, mi-au spus că e o curbă periculoasă pentru cine se uită pe internet la noi. Unde e? În direcția aceea, în spatele da, tău? Acolo chiar acolo, la 2 km, să zicem, da, 2 km, la intrarea în județul Vrancea. Deci, acolo intrarea în județul Vrancea. Ce se întâmplă de fapt aici? Ca șofer, că ești și tu șofer, care e de fapt principala problemă pe kilometrii ăștia care n-au niciun fel de separare? Principala problemă este că drumul este foarte, să zic așa, ofertant ca să mergi cu viteză și nu sunt două benzi, este de fapt o bandă și jumătate, se și vede de altfel că sunt... Uite, fii atent, în momentul ăsta, îmi cer scuze că stau cu spatele la cameră, în momentul ăsta e o mașină care vine... De fapt, pe ambele benzi. Așa se merge, așa că se e merge, cel mai sigur. Da. Și ambele benzi. Distanțele mici. Uite și camionul. El nu încape doar pe banda întâi sau pe banda a doua. Iar dacă vrei să faci o depășire, trebuie să te duci pe contrasens. Iar dacă din contrasens face altcineva aceeași mișcare, atunci se întâmplă tragediile. O clipă de neatenție, da, chiar... E... Exemplele cele mai bune, mașinile care au tonaj ceva mai mare, ele tehnic nu pot circula pe prima bandă, oamenii s-au retras ca să facă loc celor care vin cu viteză și în momentul ăsta ele merg cu principala parte a mașinii pe prima bandă și cu roțile dincolo de bandă, pentru că în lege asta nu e o bandă de circulat aici. Asta e, de fapt, marea problemă. Uită-te și la cuplul acela de camioane. Iar ca să le depășești pe acele camioane, trebuie să te duci pe contrasens. Asta e marea problemă. Aici. Bine,
E adevărat că dacă se vor pune separatoare pe tot drumul, clar că vor fi blocaje, dar nu e despre tot drumul, e doar în anumite zone critice unde se întâmplă accidente frecvent. Am văzut venind încoace spre Râmnicu Sărat că există separatoare, dar mi s-a părut că drumul e mai larg acolo. Tot o bandă jumate este și acolo, da. Doar că probabil au mai făcut ceva pe acostament. Nu știu să zic exact. Tu susții soluția în care s-ar pune acele separatoare care dau 2 plus 1, 2 benzi plus 1, bănuiesc, nu? Deci ar putea să fie o redirecționare acolo unde drumul este prea îngust ca să poată fi montate aceste separatoare de sens și să se adopte cum s-a făcut spre București, dincolo de Urziceni. Două benzi plus una. Știu că se îngreunează traficul, știu că se întâmplă chiar blocaje în acea zonă, dar e mult mai bine să ne blocăm în trafic decât să murim în trafic. Voi, ca oameni care locuiți pe drumul ăsta și vă duceți viața în jurul lui, ce sentiment aveți așa zi de zi când știți că pe aici se întâmplă povestea asta? Ne gândim în primul rând la copiii noștri, pentru că dacă ai puțină experiență, puțin mai multă experiență, nu e așa grav până la urmă, că te descurci, dar copiii care ies pe șosea când doar ce au luat permisul, ei sunt cei mai predispuși la accidente, pentru că trebuie să ai un instinct care nu l-ai dezvoltat pentru că n-ai experiență și nu poți să-ți faci experiența pe 85. Da. Haideți să deschidem și dezbaterea. Cosmin Răileanu rămâne aici cu mine pe parcursul emisiunii. Încercăm să explicăm ce dorim și la ce soluție s-ar putea ajunge. 0372069599. Sunt două întrebări astăzi. Ce soluție e cea mai bună pentru zona asta de aici? Și doi la mână, spuneți-ne dacă e doar vina infrastructurii sau și a modului în care conducem noi. Încă o dată, suntem pe marginea E85 la ieșire din Râmnicu Sărat spre Focșani. O să ne vedeți și pe YouTube și pe Facebook. Încă o dată telefonul 0372069599. O secundă să văd acum cine este și primul care intră în direct cu noi. Ionut, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua, domnul Mortiblea, dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Mă aflu chiar pe E583, care este la aceeași făcut la același standard ca și 85, de la Iași la București. Drumul este format dintr-o bandă plus acostamentul. Ne-a sunat sus bine acolo o bandă jumate, aia nu este nici măcar jumătate de bandă. Pe bandă poți circula, pe acostament nu ai voie să circule. Aici 80% din participanți nu cunosc chestia asta și momentan când vorbesc cu dumneavoastră sunt în trafic, acum vorbesc și numai zi de zi merg pe drumul ăsta. Deci încă o dată, cum să vă spun, jumătatea asta de bandă, spui tu că e interzisă de fapt la circulație. Este acostament, nu este jumătate de bandă. Este în lege, spune clar, drumul este alcătuit dintr-o bandă plus acostament. Acostamentul are rol de oprești în caz de urgență, când ai cu adevărat o urgență, sau ai, mă rog, o pană, ceva. Nu ai voie, că noi nu avem drumuri, domnul Striblea, e cu tot o altă discuție. Vina o poartă autoritățile din toate punctele de vedere. Noi aici nu avem un drum care să lege Moldova. Urmează o autostradă, dar până se face această autostradă, sunt două soluții mari și luate. Chiar acum trec pe lângă un separator dintre ăsta care s-a făcut aici între Târgu Frumos și Iași, la localitatea Bățați, unde au fost foarte, foarte multe accidente. Dar să știți că rezultatul e zero, adică se circulă tot ca și până acum. Miești banda de circulație legal, te-ai trezit în spate cu flash-uri și cu toate nebuniile pe care le știți și dumneavoastră și toată lumea, cred că. Te rog o secundă, Cosmin voia să intervină. Poți să o faci oricând. Ai spus mai devreme că s-au pus în acea zonă cu risc mare de accidente, unde se întâmplau de fapt multe accidente, ai spus că s-au pus separatoare de sens. Ai idee dacă au scăzut numărul accidentelor acolo sau se circulă haotic, că așa se circulă?
din momentul în care s-au montat, nu a mai fost absolut niciun accident. Dar ca și ritm de circulație, nu s-a schimbat absolut nimic. Probabil că doar norocul a făcut să nu se întâmple nimic până acum. Dar ca soluție, aici am rămas cu discuția, ca soluție, una sunt aceste separatoare pentru acest drum și a doua chestiune, efectiv, eu cred că de 90% din porțiunea de drum Iași-București, cred că 80% se poate face fără absolut nicio problemă de la acotament, se poate trece la o bandă, să se facă benzi egale. E, la momentul actual, și dacă vă uitați pe configurație, ai o bandă care se vede clar și ochiometric, dacă te uiți, o bandă și mai e un pic acolo. Picul ăla nu este bandă, acolo este acotament. Bun. Asta, foarte multă lume nu înțelege chestia. Da, și pentru mine e o mirare. Mulțumesc tare mult, Ionuț. Dacă ne uităm aici un pic, multă lume zice, dom'le, de ce nu sunt două benzi aici? Că până la urmă, nu, ar putea să fie, dacă faci o expropriere de 1-2 metri, dacă refaci acostamentul acesta, poți să-l faci de două benzi. Bănuiesc că asta e o discuție care s-a purtat de-a lungul timpului aici la Râmnicu Sărat. Nu cred că ține de Râmnicu Sărat. Da. Nu, între locuitori, asta zic. Lumea își pune întrebări și noi ne punem întrebări, dar nu avem un răspuns. Eu nu știu răspunsul ăsta, de ce nu se fac două benzi. Probabil autoritățile știu mai bine de ce nu se întâmplă lucrul ăsta. Pe noi ne interesează rezultatul, de fapt, nu motivul. Să știți că a început să bată vântul tare, hai să ne dăm un pic mai la dos aici. Mi-ai mai spus un lucru, Cosmin Răileanu, că de când a pornit războiul din Ucraina, traficul aici a crescut foarte tare pe zona asta. Asta cred că știu și autoritățile. E clar că tot traficul de alimente, de aprovizionare pentru Ucraina s-a mutat pe E85. Vedem convoaie de tiruri care trec și înspre Ucraina și dinspre Ucraina spre București. Iar acestea, cumva, în afară de oamenii civili care circulă, pentru că toți ies din țară, tot prin Moldova, aceste tiruri merg cu viteză. Aici se merge cu viteză, aici se merge cu 80, 90, 100. Eu cred că toate mașinile mici care trec aici, unde suntem noi, au peste 100 la oră. Adică așa se vede la prima vedere. Ovidiu, salutare, ești cu noi la România în direct. Salutare, Cătălin, ție și la ascultătorii tăi. Da, ai spus de drum. Eu cred că este momentul să nu se mai arunce toată responsabilitatea doar pe șofer. Cred că administratorul drumului ar trebui să fie răspunzător pentru ceea ce se întâmplă acolo. Așa cum spunea și antevorbitorul, o soluție ar fi să se facă două benzi mai late. Din păcate, pe ce am văzut eu mai nou, drumurile se îngustează. Am văzut drumuri care după refacere s-au lăsat cu jumate de metru pe bandă. Cred că statul și administratorul drumului trebuie să-și facă datoria și să răspundă și să facă acel drum așa cum trebuie. Nu putem doar să dăm restricții, să punem restricții, să dăm sancțiuni la șofer. Nu se rezolvă nimic. Bun, că nu se rezolvă nimic. Asta este părerea mea. Asta am constatat, dar e un pic, Ovidiu. Avem un drum care e cum e azi. Azi problema asta nu o s-o putem rezolva. Întâmplător, uite, să zicem că văd acum un caz. Deci mașini care merg la distanță foarte mică una de alta, adică nu ai spațiu de frânare sănătos la dispoziție, te împiedică cineva ca șofer să mergi în limita legală în condițiile astea pe un drum care nu-ți place, dar ăsta e drumul. Da, este corect. Trebuie respectată și acea limită de legalitate. Au și șoferii vina lor, pentru sunt cei care conduc extrem de agresiv, dar nu putem nici cu lucrul acesta să ținem cu restricțiile la instituții să circulăm cu 50 la oră sau cu 40 la oră. Cunoști drumul ăsta? Adică ești familiar cu el, E85? Nu sunt familiar cu el, am fost de foarte puțin acolo. Din fericire, să zic, conduc destul de mult, dar în altă zona a țării. Cred că așa cum spunea, ar fi și acele separatoare sau acele să se facă două benzi mai late, cu restricții de viteză și de depășire acolo unde este cazul. Ai fi pentru de acord? Pentru că nimeni și nu înțelege în caz.
Ai fi de acord ca să împartă drumul ăsta pe distanțe destul de mari în ceea ce s-ar numi 2 plus 1, adică, domnule, aici facem două benzi serioase, punem niște separatoare de sens, dar pe partea aia altă se vine pe o singură bandă. Pe 10, 15, 20 de kilometri. Da, dacă așa s-ar evita accidentele și s-ar evita dezastrele, da. Da, deci orice lucru care ajută câte puțin la evitarea accidentelor, la fluidizarea traficului, cred că e binevenit și se poate face, dar prima dată trebuie să se implice autoritățile. Și din păcate, ceea ce fac autoritățile noastre și ceea ce nu îmi place mie, este faptul că se limitează doar la a da sancțiuni și la a pune restricții. Atât. Mulțumesc. În condițiile în care plătim foarte multe taxe pentru drumuri și ar trebui să avem drumuri. Da, România cheltuiește foarte mult pentru drumuri. Acum eu sper să iasă proiectele de autostrăzi și probabil că autoritățile, mulțumesc tare mult, Ovidiu, probabil că autoritățile o să spună: aveți, domnule, răbdare că facem o autostradă aici și că o să se mai ia din problema asta. Dar eu nu cred că o să se mai ia, pentru că drumul va rămâne în aceeași stare. Chiar dacă multe dintre camioane se vor muta acolo, pentru o grămadă de lume care merge între Focșani și Buzău, drumul tot cu o bandă și jumătate rămâne. Ștefan, ești la România în direct, bine ai venit. Salut, Cătălin, salut și ascultătorilor. Păi, am să intervin cu o chestie foarte clară. Infrastructura salvează vieți și foarte multe vieți. Până când n-o să avem drumuri în condiții foarte bune, chiar autostrăzi sau, nu știu, drumuri expres, autostrăzi pe două benzi, sau, eu zic că n-o să scăpăm niciodată de coșmarul accidentelor. Păi, într-o altă ordine de idei, eu am și o soluție pentru acel tronson, da? Eu cred că ar trebui instalate camere de supraveghere a vitezei pe tronsoanele foarte periculoase. Luăm exemplu un tronson de 50 de kilometri foarte periculos, se instalează camere de viteză, iar dacă pe acel tronson ai depășit viteza, atunci îți vine amenda acasă și cred că așa lumea se mai educă. Dacă îți vine 1.500-2.000 de lei amendă, cu siguranță data viitoare respecti viteza și nu mai faci depășiri periculoase. Te rog. Au fost camere pe 85 și sunt în continuare, dar nu mai sunt active, din câte știu. Da, ar ajuta chestiunea asta, adică, uite, pe tronsonul ăsta, aici bănuiesc că e limită de 90 la oră, nu, în locul ăsta? Da. Ce faci? Dai amenzi pentru toată lumea care e la 100, 110, 120 probabil, cum se trece acum? Păi da, dacă depășești limita, așa ar trebui amendă, nu? Și atunci să faci un drum supravegheat integral și asta să fie soluția? Te rog, Ștefan. Bun, eu vă spun și de ce am venit cu ideea asta, pentru că eu am făcut chestia asta în Olanda și m-am disciplinat. Mi-au venit 300 de euro amendă pentru depășirea vitezei pe un tronson din ăsta, vă zic că merg de 10 ori mai atent când trec acolo. Da, te cred. Eu cred că ar fi un prim pas înainte să avem o infrastructură rutieră serioasă. Dar treaba asta cu infrastructura rutieră e mult mai complicată. Eu, de exemplu, Cătălin, am fost în august acasă, în România, că eu nu locuiesc în România. Așa. Iar după două săptămâni m-am hotărât total să nu mai revin acasă din infrastructură. Să nu mai revii acasă? De ce? Exact. Din cauza infrastructurii. Eu locuiesc în Cara Severin, iar drumurile din Cara Severin sunt efectiv un ceas cu plumbă. E o nebunie. Avem o infrastructură atât de slabă încât e incredibil că putem circula pe acolo. Iar eu am luat o decizie capitală când m-am întors și am zis nu. Nu vreau să mă mai întorc, chiar dacă aveam de gând să mă întorc, pentru că nu am de gând să mor pe drumuri, pentru că jobul meu, până la urmă, e de șofer profesionist. Nu pot să conduci în acele condiții. Nu pot.
Și atunci treaba asta cu infrastructura are legături mult, mult, mult mai complexe. Și probabil în cazul meu sunt mult mai mulți oameni. Da, e un motiv de plecat din România, că l-am dat te saturi să faci, știu eu, 6 ore, 7 ore până la Iași. Te rog, Cosmin. Are dreptate. Așa este. Din fericire, sunt semne că vor apărea mai multe autostrăzi în viitor. Ideea este că dacă putem salva vieți făcând niște modificări minime vis-a-vis de separatoare, vis-a-vis de comportament în trafic, cred că ar trebui cu toții să fim acolo și să contribuim la asta, pentru că oricare dintre noi poate să fie victimă pe orice drum din România. Deci aș merge și pe partea de prevenție, chiar dacă e drum aglomerat, chiar dacă e periculos, trebuie să fim cu toții preventivi și... Adevărul e că e o problemă pe care nu cred că o putem rezolva de unii singuri. Adică mi-e greu să cred că astăzi va putea să vină cineva și să zică, domnule, statul trebuie să o rezolve pe asta. O putem rezolva și noi, bănuiesc, din pedala de accelerație. Ștefan, îți mulțumesc tare mult. Am să-i dau cuvântul lui Gelu acum. Gelu, suntem aici pe E85. Tu unde ești? Salut, Cătălin. Vin de la Târgu Mureș și problemele sunt foarte, foarte tare pe linie. Nu șoselele și drumurile omoară. Noi ne omorâm între noi. Și să-ți spun de ce. Nu mai există respect de șoferi. Eu sunt un șofer, un camion de 5,2 ceva tone. 5,2. Cei mari, de greutate mare, nu respectă absolut pe nimeni. Nu respectă programe, nu respectă nimeni. Merge cu magnet. Toți. Noi ne omorâm între noi. Nu mai există respect, nu mai există nimic. Încă ceva. Mergi dincolo de Focșani, că să vezi mai multe cruci. Între Focșani și Bacău, Arjuni, Dași, mai multe ca aici. Nu mai multe. Stai o secundă cu mine, Cosmin. Stai o secundă, Cosmin Răileanu a numărat crucile astea. Da, sunt mai multe decât, din nefericire, sunt mai multe decât borne de circulație. Ai spus tu la un moment dat aproape 300 pe un sens? 300 nu? Și cam în jur de 300 pe fiecare sens, din câte știu. De la... Până la capăt la 85? Tot e 85, da. Asta înseamnă 600 de cruci, da. Dar atenție, nu înseamnă că sunt toți, că nu crucile astea nu sunt puse în mod oficial, da, cum ar veni. Da, corect. Deci sunt mult mai multe. Da. Deci problema e că dacă mergi pe un drum, nu stau cu spitea, că mergi cu 100 la oră, mergi cu 40, mergi cu 50, cât poți, și ferești pe ceilalți. Eu, unul în trafic, îi respect pe ceilalți mai mult decât pe mine. Pe prima dată am grijă de ei, urmă de mine. Asta nu mai există în România, astăzi. Ești șofer profesionist, spune-mi așa. Spune-mi dacă ești șofer profesionist, cum ai circulat pe drumul ăsta? Uite, dă-ne un sfat pentru toată lumea, că știi drumul e 85. Dacă ar fi respect, aș circula pe banda de circulație, nu fac asta. Dar da. Din ceilalți flash-uri, se bagă lângă tine, te forțează, te împinge. Camioane care merg peste 90 la oră, 110, 110, vin lângă tine, te împing, te forțează de la o parte. Asta e problema. Da. Se merge cu magnetul, se respectă programele. Zice și TR-ul, nu-și face treaba. Închide ochii. Mă spune un fapt al lui colegi al meu. Era pe undeva pe lângă Harghita. S-au obiectiv și zice și TR-ul. Mulți erau opriți în parcări. Era, fiind corect, am mers mai departe. Și-au oprit. S-a verificat la întărința o regulă. S-a zis, dumneavoastră, de ce ai venit? Pentru că sunt corect. Și văd că aceea i-a făcut... Prezul bărbatul absolut tot, ai încheiat toată treaba și ce l-a întrebat, nu vrei să cumperi un magnet? Da, hai, înțeleg. O să discut la un moment dat și despre onestitatea la locul de muncă. Mulțumesc tare mult, Gelu, și mulțumesc pentru sfat. Tehnic, camion, dubă, da? Tot așa, în continuare. Da, e singura soluție. Se vine pe o bandă și jumătate... Nu-i foarte clar unde să te așezi, te așezi unde ți-e mai comod ca mașină. Acum trece o cisternă, da? Cisternă care la fel merge pe o bandă și jumătate. Dacă vine o mașină mică din spatele său, nu... Trebuie să-l depășească în linia continuă, să-l depășească. Da. Și aici se merge... Uite, când vin două mașini mici, într-adevăr se merge
foarte tare. Adică e și ăsta un obicei. E o combinație de doi factori aici. Și de când stăm noi de jumătate de oră, chiar se merge. Nu, se merge. Se merge, nu e, nu-i glumă, nu-i glumă. Probabil spunea cineva la un moment dat, domnule, te scoate România din minți și când treci prin toate satele astea, nu vrei decât să te grăbești. Azi e vineri și aici pe E85 e cea mai aglomerată zi a săptămânii, cred, pentru că multă lume se întoarce către casă, către Moldova. Nicolae, bine ai venit la noi! Ne auzim cu Nicolae sau am greșit eu numele? Nu mai e Nicolae. Da. În momentul ăsta am pierdut. Eu cu Gigi la telefon. Gigi? Salut, Gigi! Bună ziua! Bună ziua! Domnul Trida, vă ferici pentru emisiune. Așa, te ascultăm. Așa, și să știți că cea mai mare problemă nu numai conducătorul auto-i de vină, să știți. Sau conducătorii auto sunt de vină. Aici e vorba de administratorul de drumuri, să știți. De ce? Pentru că și administratorul de drumuri trebuie să gândească, domne, sunt capabil să fac două benzi pe sens? Nu! Nu. Fac atunci o bandă pe sens, simplu, fac o bandă pe sens și după ce fac o bandă pe sens, pun separatoare. Dacă noi avem 300 de cruci dus și 300 de cruci întors, gândiți-vă dumneavoastră că oricum autocamioanele sunt vehicule lente, da? Deci, cei cu turismele se enervează la un moment dat. Și ce se întâmplă? Atunci ce pot să facă? Depășesc, da? Și atunci intervin riscurile. Dacă punem separatoare de sens și limitatoare de viteză, punem și instalăm și camere, atunci avem șanse să reducem aceste accidente rutiere. Bun. Deci considerând... spune clar, trebuie să fim vigilent, preventiv și hotărât, da? Bun. Dar în momentul când eu sunt vigilent cu autocamionul, dar dacă vine domnul cu BMW-ul din spate și îmi dă flash-uri în 5, de 5 ori sau de 5 minute, eu trebuie să fac ceva. Mă pun pe dreapta, el când depășește, ce poate să facă? Să-l acroșeze pe cel din sens opus. Da, pare rețeta perfectă. Dar acum am o întrebare pentru tine. Asta e o soluție care probabil e gândită și răzgândită. Te întreb, sunt... De când are făcut domnule Băsescu drumul ăsta? Că Băsescu era ministrul transportului din 96, da? 96-2000. Da. Că el a făcut o bandă jumate. 20 de ani are. 20. Da, are 20 și de ani. Spre 30, de fapt, de acum. Deci de 30 de ani aici, sau 25 de ani, aici mor oameni, da? Ba, da, an de an, mor oameni. Soluțiile astea pe care le spui tu acum și care par de bun simț pentru orice nație, nu sunt însă aplicate decât aici, să vedem un proiect pilot, parțial, 10 km și așa mai departe. Nu înțeleg. Deci, domnul Cătălin, cunosc zona, poșta Cârnău către Râmnicu Fărat, că a făcut naveta pe drumul respectiv. Problema este alta. Problema este că deci, ne lipsește și spiritul civic, domnule. Înțelegeți? Ne lipsește și, deci, dacă acumulăm tot spiritul civic, nerespectarea regulilor de circulație, viteza, deci ce aici intră, viteza, depășirea, sunt mulți factori, înțelegeți? Intervin erorile umane. Oboseala. Asta e problema. Deci noi trebuie să facem, noi trebuie să limităm cum? Păi odată, separatoare de sens. Doi, punem cameră, trei la mână. Deci trebuie foarte bine stipulate sau foarte bine executate marcajele. Deci marcajele rutiere duc la acele accidente rutiere. De ce? Păi este o bandă sus. Ce să faci o bandă sus? Da, te înțeleg foarte bine. Așa pe lucrurile. Am notat, eu sper ca cineva de la compania de drumuri să ne audă, e un miracol în sens negativ drumul ăsta, adică bă, nu ne asumăm nicio soluție, că până la urmă e vorba de asumare. Mulțumesc tare mult, Gigi. Cosmin Răileanu e invitatul meu, locuitor aici în Râmnicu Sărat, om cu afacere aici, om cu viața aici, vrea să-și aducă mai departe. Când ai pornit în demersul tău, ai hotărât, ai făcut ceva spectaculos, ai alergat 150 de kilometri. Care e următorul pas? Adică la ce vă gândiți voi, comunitatea de aici? Că n-ai fost singur în alergarea asta. Au fost oameni care te însoțesc, tu porți gândurile multor oameni.
Cred că por și gândurile multor oameni și cred că por și durerea multor oameni, pentru că ne-am pierdut cunoștințe, ne-am pierdut prieteni pe acest drum. Nu știu dacă pot să schimb eu ceva, cred că doar comunitatea noastră, oamenii în general, pot contribui ca să schimbăm împreună ceva. Noi o să încercăm să fim în continuare vocali. Nu știu cât de mult o să reușim, pentru că nu avem toate instrumentele necesare. Dar s-au alături de noi, au venit foarte mulți oameni care cumva cred în ce vrem noi să schimbăm. Următorul demers ar fi să facem o petiție online și să o trimitem către autorități, bineînțeles, după ce va fi semnată de susținători, în care să cerem o regândire a drumului, pentru că de 20 de ani infrastructura este aceeași, iar traficul poate s-a dublat sau poate chiar s-a triplat, ceea ce e clar că nu vrea nimeni să privească realitatea, dar accidentele tocmai din acest motiv se întâmplă și au crescut ca și număr. Spune-mi un lucru, că nu pot să scap ocazia de a te întreba. Ai totuși om bun. Ai alergat 150 de kilometri. Asta nu e jucărie. Adică lumea poate să gândește așa, bă, ai alergat 150 de kilometri. Cum e să alergi 150 de kilometri? N-am știut că o să fie așa greu. Inițial am zis că o să mă distrez și o să fac și ceva bun în sensul ăsta. Doar că a fost mai greu decât m-am închipuit. E o distanță destul de lungă. Traficul e, să zic așa, foarte obositor și te și sperii la un moment dat, pentru că se circulă cu viteză. Și nu cred că am estimat foarte bine efortul care l-am depus. A fost greu, dar am avut în spate motivația de a schimba ceva și asta m-a făcut să termin cursa. Spune-mi, cum se comportă mașinile astea care trec cu așa mare viteză pe lângă noi când văd pe cineva un pieton? E adevărat, bine semnalizat a fost, dar tu erai ca un obstacol. Vreme de 150 de kilometri, erai un obstacol pentru ele. Care-i comportamentul șoferilor? E jumate-jumate. Unii dintre ei ne-au claxonat și ne-au salutat și cumva ne-au arătat susținerea. Iar alții, care poate se grăbeau, ne-au claxonat. Iată. Acum am văzut cine a fost pe imagini, deci avem o cisternă Care a depășit 3 mașini. Deci mașinile venite pe banda asta de acostament și cisterna care îi dădea, adică nu putea fi oprită din demersul său de a ajunge. Da, colegii îmi fac semn să stau cu fața către voi, nu? Că se întrebă, da? Ok. Nicolae, ești la telefon. Salutare, bine ai venit la România în direct. Nicolae? Sau nu-l mai avem pe Nicolae? Scria doar la mine. Da, numai că mi-a înghețat telefonul și mi-e greu să vă zic acum, să vedem cine este. E Gabriel. Salut! Da, bună ziua! Bună ziua! M-auziți? Te aud, da. Bun, haideți că mă trag și pe dreapta. Cel mai sănătos. La voi se aude un zgomot foarte tare. Deci, sau de drum. Părerea mea, prin faptul că m-auziți? Da. După părerea mea, cel mai grav lucru pe acest E85 pe care eu am denumit-o șoseaua morții încă de acum vreo 15 ani, când am început să lucrez în zona respectivă, de ce mă audă două ori? Că aveți radioul deschis. Dați radioul mai încet. Gata, l-am închis. Mi-am dat seama mai târziu. Care e cel mai grav? Din momentul acela mi-am dat seama că cineva a vrut să facă o chestie bună, dar nu i-a reușit. Ce anume? Și a făcut o prostie mai mare decât... De ce? Pentru că noi în România avem un mare atu. Punem în funcții oameni de decizie care habar n-au de meserie, sunt de altceva. Punem medici la agricultură, punem ingineri la medicină, punem tot felul de chestii. Adică oameni care habar n-au, băi omule, n-a învățat, el nu știe nimic despre meseria respectivă.
Nu trebuie acea bandă, jumătate de bandă de urgență, nu trebuia făcută. Este o bandă făcută mai mult decât trebuia. Deci este o risipă de bani. Pe lângă risipă de bani, este și un creator de accidente. Doi la mână. Nu există polițiștii de la rutiere sau polițiști în general. Care să meargă mai cerușor, da. Da, da, da. Te obligă prezența lor să mergi mai încet. Care să supravegheze traficul. Acum vreo 11 ani am făcut. Nu pot să suport aceste fleșuri, dar de din spate. Dă-te la o parte că eu am Mercedes, eu am BMW, eu am Audi. Dar și ce dacă? Este adevărat că noi ăștia care nu că nu ne-am permis, nu le-am vrut, pentru că sunt mașini de foarte proastă natură, ca să zic așa. Oamenii care le conduc, 95, poate 98% dintre ei, sunt oameni de o calitate infectă. N-aș face o judecată. Mulțumesc tare mult, Gabriel. N-aș face o judecată atât de apăsată asupra oamenilor sau în funcție de mașinile lor. Dar aș face o judecată la final, Cosmin, despre cum conduce. Da, cred că domnul de mai devreme a spus un adevăr foarte, foarte realist. Această bandă, această jumătate de bandă este foarte înșelătoare, de fapt, dacă este jumătate. Și te face să o folosești când nu e cazul. Când nu e cazul. Asta e concluzia cu care plecăm de aici. Până când autoritățile vor hotărî că trebuie luate câteva măsuri separatoare, două benzi plus una, camere de luat vederi, amenzi, poliție pe stradă, care să oprească masacrul ăsta, atenție la ceea ce puteți face voi, că asta e cel mai important. Pedala de accelerație mai jos și banda asta de aici e înșelătoare. Atenție, că de aici pornesc accidentele. Cosmin Răileanu, mulțumesc tare mult! O să oprim România în direct de aici. Ne auzim luni, la București. Salutare tuturor! Participă și tu! România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.